Centrele de vaccinare din Târgu Jiu riscă să fie închise. Autoritățile locale susțin că personalul care în prezent lucrează pentru imunizarea populației este detașat de la școlile din Târgu Jiu. Când unitățile de învățământ se vor redeschide, centrele vor rămâne fără personal. Vom ajunge în situația în care pe 8 februarie angajații detașați de la Direcția de Patrimoniu sau de la Direcția de Protecție Socială, și aici mă refer la medici asistente sau registratori, să revină pe posturile pe care sunt angajați, adică în urmă să pregătească activitatea medico-sanitară în unitățile de învățământ. Apare o problemă și eu sper că această problemă să o putem rezolva împreună cu instituția, sub coordonarea instituției prefectului, cu Casa de Sănătate și cu Direcția de Sănătate Publică. Există un mare risc și nu vreau să mi-l asum ca primar al municipiului Târgu Jiu, în condițiile în care nu vor fi solicitări pentru acoperirea celor două centre de vaccinare, există posibilitatea ca aceste centre să nu funcționeze la capacitate maximă așa cum funcționează astăzi. Ori riscul cel mai mare este ca unul sau chiar amândouă centrele, în condițiile în care nu există personal de specialitate pentru asigurarea fluxului în acele centre, să poată fi închise. Edilul susține că a existat deja o discuție cu Direcția de Sănătate Publică Gorj, dar și cu alți factori de decizie care ar putea rezolva problema. Casa de Sănătate și Direcția de Sănătate Publică trebuie, la un moment dat, să găsească cele mai bune soluții, în așa fel încât să putem semna contractele până pe data de 8 februarie, pentru că contractele se vor încheia cu autoritatea publică locală, decontările se vor face prin autoritatea publică locală. Singura problemă care se pune în momentul de față este asigurarea celor 12 ore de activitate consecutivă, inclusiv sâmbăta și duminică. Eu țin legătura permanent cu angajații mei de la Direcția de Patrimoniu, pentru că și aceste contracte se vor realiza prin Direcția Publică de Patrimoniu și sperăm să avem o listă cu un număr suficient de medici, asistente și registratori care să poată încheia contracte și să acopere această perioadă. În municipiul Târgu Jiu funcționează în prezent două centre de vaccinare administrate de autoritatea publică locală.